Cererile de revendicare pot fi depuse începând cu prima zi după efectuarea extragerii timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor câștigătoare trebuie să depună bonurile fiscale în original, copia actului de identitate și o cerere la orice administrație fiscală. Aceștia sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze cei care dețin bonurile fiscale desemnate câștigătoare la extragerea din 17 aprilie. Duminica a avut loc a patra extragere a bonurilor fiscale din acest an. Astfel, în cadrul acesteia, au fost desemnate câștigătoare bonurile emise în data de 18 martie cu suma de 615 lei. Și de această dată, fondul de premiere este de 1 milion de lei. Un bon fiscal este considerat câștigător doar dacă îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat demarcat fiscalizat. Fiecare unitate teritorială a ANAF la care se depun bonurile fiscale câștigătoare, în prima etapă de selecție, va elibera o copie a acestora cu mențiunea conform cu originalul, pe care va fi scris numărul unic de înregistrare.